În fiecare zi când te trezești, ți se prezintă o nouă oportunitate de a face lucrurile mai bine și de a fi cu un pas mai aproape de versiunea ta cea mai bună. Experții Feng Shui îți recomandă anumite trucuri și exerciții care te vor ajuta să atragi bogăția și fericirea în viața ta. Specialiștii în arta Feng Shui sunt de părere că dimineața este intervalul din zi ideal pentru a manifesta energiile pozitive și dorințele pe care vrei să le transmiți universul. Iată cum sună unele dintre cele mai ușoare trucuri de care te poți folosi pentru a atrage banii precum un magnet. Pentru început, tot ce trebuie să faci este să-ți atingi fruntea cu ambele mâini. După aceea, vei respira adânc și vei striga incantația: sunt prosper și de succes. O altă modalitate este să-ți treci mâinile la piept, după care vei respira adânc și vei rosti aceeași sintagmă: vreau să fiu prosper și de succes. Superstițioșii sunt de părere că în acest mod vei putea atrage norocul, bunăstarea și banii de partea ta. Un alt exercițiu ce poate da roade, potrivit maestrilor Feng Shui, este să-ți atingi abdomenul cu ambele mâini și să repeți aceleași cuvinte, gândindu-te doar la beneficiile pe care le-ai putea obține. Află care sunt plantele care îți aduc noroc în casă. Camelia japoneză, una dintre cele mai frumoase flori, camelia aduce noroc, bunăstare și prosperitate în căminul tău. Ideal ar fi să ai câte o camelie în fiecare încăpere din locuință. Este planta norocoasă ideală pentru exterior, deoarece împiedică invidia, pierderea, lipsa, vibrațiile rele și bolile să intre în casa ta. Este plăcută ochiului și are un parfum îmbietor. Lavanda, pe lângă faptul că oferă casei tale o notă elegantă, are flori viu colorate și frumos parfumate, lavanda posedă proprietăți care ajută la îmbunătățirea stării de spirit. Lavanda este ideală pentru combaterea insomniei și reducerea nivelului de stres. Din aceste motive, specialiștii în grădinărit îți recomandă să cumperi lavandă și să depozitezi ghiveciul chiar la tine în dormitor. Dafin. Se crede că dafinul, numit și laur, este o plantă care atrage noroc și protejează casa împotriva energiei rele. Experții în arta Feng Shui recomandă să plantezi dafin la intrarea în casă, pentru a-ți ocroti căminul. De asemenea, se spune că laurul ar avea puteri miraculoase împotriva invidiei și a deochiului. Relatează playtech.ro.